săracă s-a răbogat, mult ai trăit supărat.
folositoare întregului nostru popor. Felicităm pe cei care au inițiat și au realizat acest monument și în același timp le dorim să arate totdeauna părnicia și talentele poporului nostru. Ne pregătim pentru Marea Sărbătoare. Mă aflu în aceste momente importante în fața dumneavoastră. Înainte de a începe să ne prezentăm lucrarea, aș vrea să ne prezentăm noi ca elevi și profesori. Și am să invit pe fiecare dintre cei care au contribuit la realizarea lucrării să se prezinte singur. Să începem cu... Ali Armașu, Dunca Francesca Patricia, David Sandic, Melinda Roxana, Florentin William, Mara Ungurean, Creștin Călina, Măgoșan Bianca, Indiana Simona, Logan Fabian. A lucrării statuare. Și în cele ce urmează aș dori să prezint ce reprezintă această lucrare, să prezint elementele care compun acest grup statuar. Și aș începe cu partea de jos. Temelia lucrării care are contur forma țării, mă scuzați, am puține emoții, n-am mai vorbit niciodată la microfon și în fața unui public. Deci, cum spuneam, harta României care reprezintă temelia acestei lucrări, ca și temelia națiunii noastre, pe care sunt așezate aceste trei porți metalice, care la început au fost ziduri, dar în care noi am decupat forma umană, am decupat ceea ce suntem noi ca oameni, pe care este un mesaj. În momentul în care veți traversa această lucrare, veți vedea scris pe fiecare personaj un mic text. Și am să vă rog să îl parcurgeți, eu am să vă spun că este crezul nostru, ceea ce reprezintă unirea. Am folosit intenționat metal pentru a da și o parte interactivă lucrării noastre. În momentul în care vremea ne va ajuta, această lucrare va prinde rădăcini, ceea ce se va scurge din ea, va prinde rădăcini în temelia lucrării, în harta României, care este în partea de jos. În partea dreaptă avem semnătura elevilor noștri, amprentele mâinilor care țin numele lor, numele orașului și numele colegiului nostru de artă. Mare lucru nu ar mai fi de spus despre lucrare. Cred că este prima lucrare de acest gen din Arad, o lucrare interactivă care invită publicul să intre în ea, să parcurgă acei pași ai unirii. Mulțumesc! Altra Sfinția voastră, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule vicepreședinte, domnule viceprimar, doamnelor și domnilor primar din județul Arad, doamnelor și domnilor, onorată asistență din partea colegiului de artă Sabin Drăgoi, suntem astăzi într-un moment de împlinire și un moment de mare respect. Acest oraș a pus bazele Marii Uniri nu doar în 1918. Putem vorbi de școala Preparandia din 1812, putem vorbi apoi de pașii economici, putem vorbi de Banca Victoria cu credit și capital românesc, putem vorbi de Ziarul Românul și evident vorbim de împlinirea românilor în anul 1918. Acești tineri ne-au creat un grup statuar. Să pătrundem prin cele trei uși care cândva au fost închise și istoria și vitejii și armata și biserica și școala au reușit să deschidă aceste trei uși. Noi suntem încântați pentru că am reușit să punem la loc de cinste în acest an rolul Aradului în formarea Marii Uniri. Și am vrea să punem la loc de cinste și pentru următorii 100 de ani, pentru că aici
intelectualii de acum 100 de ani au gândit pentru libertăți, au gândit pentru comunități și vrem să rămânem în aceleași valori. Libertățile noastre sunt cele mai importante, concepția de dezvoltare și încredere pentru comunitate și cetățeni trebuie să reziste întotdeauna. Vreau să mulțumesc celor 1228 de delegați îmbrăcați în portul național, așa au fost ei în 1 decembrie la Alba Iulia, iar arădenii au avut un rol important, inclusiv delegații care au plecat din județul nostru. În această zi frumoasă, în numele comunității arădene, la mulți ani dumneavoastră, la mulți ani România! Mulțumesc! La mulți ani, Basarabie! La mulți ani, Românie! La mulți ani, tuturor românilor! Da, săracă s-a răbogat, mult ai trăit supărat. Fără croșca și prins
ușor toată lumea. Când au fost strași, lumea vreo frate, și frunte suntem noi și vița de eroi, de brave noi. Căci noi Dacia. La fel am onorat biserica în săptămâna trecută. Iar în prezența dumneavoastră acordăm armatei române crucea centenară, pentru că armata română a finalizat această decizie politică plecată de aici, din Arad. De aceea invit pe domnul general Heredea în aplauzele dumneavoastră pentru a transmite mesajul nostru față de armata română. Respect și multă glorie!
Crucea Centenară este marea noastră distinție. Thank you.
pentru că unirea mai presus de toate e o chemare. Va pune inimă lângă inimă, în dragoste de neam și țară, să rămânem uniți împreună pe drumul acesta minunat al istoriei noastre. Doamne ajută!